Nu știam. Luni, la stația de reglare măsurare-predare, a avut loc evenimentul de punere în funcțiune a sistemului de distribuție a gazului metan în orașul Huedin. Asta spre disperarea fantomelor politice din Huedin, care voiau ca proiectul să nu fie realizat foarte curând. Evenimentul de astăzi încununează o muncă realizată continuu pe parcursul mai multor ani și are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică a orașului Huedin, fiind un prim pas spre realizarea unui oraș cu adevărat european. Începând de astăzi, cei care s-au racordat la rețeaua de gaze pot folosi deja resursele. Investiția se ridică la peste 20 de milioane de euro. Lucrările au avut o durată de aproximativ 6 luni. Păzește pe poporul tău. Evenimentul de inaugurare a început la ora 12 cu o slujbă religioasă oficiată de protopopul de Huedin, Ionuț Lupuțan. După acest moment au urmat discursuri susținute de primarul Mircea Moroșan, prefectul Clujului Mircea Abrudean, șeful PNL Cluj și, totodată, europarlamentarul Daniel Buda. Șirul declarațiilor a continuat cu reprezentanții Transgaz Mediaș și ai firmei care a efectuat lucrările în Huedin. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor care astăzi ați fost alături de noi la un moment extraordinar de important în viața urbei noastre. Este inaugurarea distribuției gazului în orașul Huedin, un vis al locuitorilor de mai bine de 30 de ani, care a avut mai multe tentative eșuate de a ajunge la această finalitate. A fost primul meu și cel mai mare obiectiv în momentul când am ajuns primar, ca să reușim să aducem gazul în Huedin, ceea ce va da în continuare posibilitatea dezvoltării economice a orașului nostru și nu numai a orașului, ci a întregii zone de vest a județului Cluj. A fost o facere foarte grea. La început am adus magistrala de la o distanță de peste 30 de kilometri, care a durat 3 ani, sute de avize, mii de semnături a tuturor locuitorilor care locuiau între Alești și Aghireșu, peste 9.000 de semnături ale oamenilor care aveau terenul pentru a da voie să se construiască magistrala, după care am scos-o la licitație de pe 3 ori, n-a venit nimeni, că n-a fost din punct de vedere economic rentabilă, după care a intervenit un vid legislativ în care am intrat în Uniunea Europeană și nu concorda legea achizițiilor publice cu legea concesionării, 3 ani a stat în Camera Deputaților proiectul de armonizare, după care am intrat în faza finală și în 2017 am scos din nou la licitație distribuția în orașul nostru, care au câștigat-o firma Noua Power. În 2018 s-au făcut și 2019 toate studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și în primăvara acestui an am început efectiv construcția distribuției, care are o lungime de 34,5 km. Am reușit să o terminăm anul acesta. Felicit firma câștigătoare, care a făcut eforturi extraordinare, a făcut un pariu cu ei însuși că de Revelion vom avea gaz în Huedin și uite că avem. De-a lungul timpului s-au implicat mai mulți prieteni, să spun așa, și factori responsabili pentru a ajunge la această finalitate. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului fost prim-ministru Emil Boc, care m-a ajutat la început cu pornirea magistralei, domnului președinte al Consiliului Județean Alin Pișe, domnului europarlamentar Daniel Buda și, nu în ultimul rând, domnului prefect Mircea Abrudean, care ne-a ajutat în ultimul an a obține avize foarte repede. Mulțumesc Transgazului pentru că s-au mișcat foarte repede. Mulțumesc firmei Noua Power, care a făcut eforturi deosebite ca să terminăm în acest an gazul și sper ca să fie semnalul care l-am așteptat pentru dezvoltarea ulterioară a orașului Huedin din punct de vedere economic. Vă mulțumesc! Vreau să-i felicit pe toți cei care s-au implicat în realizarea acestui proiect extrem de așteptat pentru toată zona Huedinului, pentru că nu vorbim doar de locuitorii acestui oraș. Cred că această investiție nu ajută doar pentru confortul termic al celor care vor beneficia de ea, ci deschide calea spre dezvoltare, ceea ce spunea și domnul primar. Știu că domnul primar are în plan aici un proiect
de parc industrial, parc logistic, care odată cu realizarea acestei investiții, odată cu existența acestei resurse extrem de importantă, va putea să devină realitate, sigur, cu sprijinul Consiliului Județean, sprijinul Guvernului României și al fondurilor europene, și va duce la o dezvoltare foarte frumoasă a acestei zone, care merită acest lucru cu siguranță. Încă o dată, felicitări tuturor celor care s-au implicat, chiar vorbeam înainte cu domnul primar și cu domnul europarlamentar legat de pașii pe care i-a enumerat și de câte piedici au fost și cât de multe eforturi s-au făcut pentru realizarea acestei investiții. Iată că se poate atunci când se dorește acest lucru și când se lucrează în echipă, până la urmă rezultatul se vede. Încă o dată, felicitări și mult succes în continuare. Investiția totală a sistemului de distribuție și a magistralei gazului metan se ridică la peste 20 de milioane de euro, iar sistemul de distribuție realizat până în prezent este de 34,5 km. Rețeaua de gaz este proiectată pentru deservirea unui număr de 3600 de gospodării și 393 de agenți economici înregistrați până în prezent.